Și din tătă libară vorim ei, Fotografia, dar nimeni nu face.
Primar, cum v-am găsit? Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, domnul Primar! Nu ies gândește! Poftim, gustați din... Are oameni.
pe canioane pe țelă are o anjimată. Да? 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 Да?
Mas esse Chile mais esse daí, as duas é mais rápido, né? Aha. Ай, Якось, ти весь вийшов. Сейчас йду і дай, шпаталюю, дай, ні. Mulțumim! Hai să vin mai gol. Hai să vin mai gol. Întreabă, luat niște oameni, bărbatul dacă ești. Nu-i dai drumul, pas Я не знаю, как это.
Карпа. Дом примар. Дом примар. Я его пыль в руке, я как стрелец. Давно еще, но сидим национально. Сидим цивизи. Корект, корект. Стоп, а дай вам пара, идем на тело. Да, я понял, вам пара. Лора, аста... Аурика. Комиссия была по этому номеру. Următorul cântec. Я на Иля, да 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 Иля, да
Mulțumim, coleg, de dans popular Codrenii, orașul Telenești. A nu se confunda cu Codrenii care au făcut o prezentare demonstrativă a dansului. Ansamblu de dans popular Codrenii, orașul Telenești. Thank you.
ansamblu folcloric Cucoara, satul Ciulucani. Am nevastă o povară. Astăzi se numește primul cântec pe care îl va interpreta ansamblu. Mai e verde și-o nu dă, mă, ce-n de bărbatul
ansamblul de muzică și dans popular Rezești și satul Buxnești. Se pregătește colectivul din satul Suhuluceni. Urmează dansul Rața. Vasile. Azi vin mai mare. Hai, verdi, trei scăiți, hai la
pot să nu menționez aici că colectivul de la Bocșești a fost participant la multe festivaluri, atât republicane, cât și în Afania, în Ucraina și în alte localități, Belorusia. Și următorul dans, dansul Ciurul. Colectivul de dansatori Rotunda Suhuluceni și acum ansamblul folcloric Moștenitorii din Suhuluceni. Cântecul De când s-a dus Bădița. Eu vă încurc?
Următorul cântec, Foaie Verde, Busuioc. Ciobănașul. Deci primul număr fora moldovenească. Vom reveni la ansamblul de dans popular Codrenii din orașul Telenești cu un dans. Dans modern prezentat de Bocznești, de satul Bocznești. Poftim! Like a drum, drum, drum.
Ca să ne uităm amar.
la scenă, în scenă se află ansamblu folcloric Datina, satul Mândrești. Cântecul Vecinul Bun. Poftim! Colectivului. În scenă se află colectivul din satul Căzănești, se pregătește satul Inești. Cântecul Așa-i toamna pe la noi. Hai, hai, că vin noi duce, cine vrea nu se mai duce.
care se mai duce. Următorul cântec pe toloacă e promoroacă. Sa pe răcoare. Ienești s-au încumetat să treacă la un dans modern, deci să practice așa gen, vals grup de dans modern. Watching you know what used to be mine. Why did I lie?
Alimentația Consiliului Raional pentru participarea activă la sărbătoarea de astăzi dedicate zilei și zilei a roadei. Cum procedem? Procedem la darea premiilor pentru câștigătorii de azi. În categoria pentru cel mai bun producător de vin de casă în cadrul sărbătorii raionale se decernează primăria Chițcani Miron Petru. Primăria Scorțeni Lașcu. Primăria Bogzești Coadă Nicolae. Coadă Nicolae. Primării Zgănești Danu Antilofi. Primăria Căzănești Dumitraș Anatoli. Vântu Vasile. Cotlău Constantin. La categoria pentru cea mai bună dare în cadrul sărbătorii de astăzi. Primărie Telenești locul 1. Primărie Sărăteni locul 1. Primărie Ciulucani locul 1. Primăria Inești, locul 1. Mulțumim, doamne, mulțumim! Primăria Inești, locul 1.
De plaiul nostrui mare sărbătoare, de ziua vinului, numai bucurii! Te așteptăm și mic și mare la Telenești, numai decât să vii. Aici găsești oameni de omenie și pâine caldă și un pahar cu vin, astfel am vrea vecinii să ne știe, dornici deasupra capului de un cer senin. Stimați și dragi spectatori! Numai așa ne-i dragă sărbătoarea, cu voie bună, cu inima deschisă, cu zâmbetul pe buze. Sărbătoarea, ziua națională a vinului, ziua roadei. Și dacă e sărbătoare, sărbătoare să fie, gustați din vin și din bucate, gustați din cântec, dans, din toate, ca sufletul să aibă alinare, bine ați venit la sărbătoare! La sărbătoarea de astăzi este prezent tradițional și zeul Dionis, sau cum îi mai spun grecii, Dionisos. Îl invităm să ne vină aici să ne spună și el o felicitare, un cuvânt de felicitare cu această sărbătoare. Zeul Dionis, poftim!
Căcat cu struguri de poamă, clamidă roșii care reprezintă bogăția plaiului. Poftim? Cine este frumoasă? Sunt Ariadna. Ariadna, eu sunt Dionis. Dar de ce te ascunzi? Ți-e frică? De ce ești singurică aici? Da, mi-e cam frică. Ariadna, ia și bea din această cupă. Ești atât de frumoasă și blândă, Ariadna, încât vreau să mă căsătoresc cu tine, dacă ești de acord. Ia și bea din această cupă. Dar promite-mi că nu mai plângi, pentru că bucuria este cel mai frumos lucru din lume. Ce zice, Ariadna? Ești de acord să mergi cu mine? Da. Mergi cu mine. Dragi telenișteni, de când eram băiețel, am născocit cel mai frumos lucru din lume. Storcând strugurii de viță de vie, am făcut vinul. De atunci, îmb cu acest alai peste tot, ca să învăț lumea să cultive vița de vie și să producă vinul. Mă bucur foarte mult de voi, moldoveni, care aduceți astăzi la această minunată sărbătoare vinul, elixir al sănătății și al frumuseții. Vreau să vă felicit cu această sărbătoare, dorindu-vă sănătate, optimism, la mai mult și la mai mare. Dragi teleneșteni, vă zic încă o dată, la mulți ani! Cuprinde
zicem încă o dată la mulți ani cu sănătate și la noi întâlniri, dragi teleneșteni. Scenă, reprezentanții conducerii noastre invităm în scenă. Vă rog. Vă rog, poftim, poftim. Poftim, poftim, doamnă Diana. La sărbătoarea națională ziua vinului de astăzi sunt prezenți domnul Boris Burcă, președintele raionului. Vă rog aplauze. Domnul Vasile Hargel, prim vicepreședintele raionului. Doamna Diana Decusară, directorul general al Centrului Național de Creație Populară Oraș Chișinău. Consiliere Consiliului Raional și local, șefe ai direcției și secțiilor ale Consiliului Raional, primare ai comunelor și satelor din raion, conducători ai unităților economice și de comerț, participanți la sărbătoare și la iarmarocul produselor agricole, conducători și participanți ai activității artistice din raion. Și, bineînțeles, invitați și oaspeți de onoare. Aplaudăm pe toți și începem sărbătoarea. Cuvânt cu o locuțiune scurtă pentru domnul Vasile Hargel, care va rosti în continuare. Stimați teleneșteni, dragi oaspeți, iată deja a devenit tradițional la mai mulți ani, când aceste frumoase zile de toamnă, a lunii octombrie, ne adunăm în această piață a teleneștilor, pentru a sărbători deja sărbătoarea care a devenit tradițională în Republica noastră, Ziua Națională a Vinului, Ziua Roadei și acest minunat festival Cântec, Joc și Voie Bună. Permiteți-ne din numele nostru să salutăm participanții la această sărbătoare de astăzi cu lucrurile bune care au fost făcute pe parcursul anilor, cu roada care a fost obținută și cu lucrul care s-a făcut de agricultorii raionului nostru pe parcursul anului, cu acele cantități de roade care s-au primit și la cele prețuri pe care le așteptăm noi să le avem de pe urma aceasta, ca această zi să fie sărbătorită aici în centru raional la un înalt nivel. Permiteți-mi încă o dată să mulțumim celor care au putut, au dorit, au avut plăcerea primăriilor raionului nostru ca să participe la această festivitate. Haideți, dragii mei, ca prin ceea ce o să facem noi astăzi, ceea ce se face în toată Republica, toamna după ce se strânge roada, să mai dovedim o dată celor din Est și celor din Vest că acest popor minunat trăiește și are viitor. Vă doresc o zi bună! Mulțumim domnului Hargel. Un mesaj de felicitare, domnul Boris Burcă, președintele raionului. Stimați locuitori ai raionului Telenești, dragi oaspeți, eu în primul rând vreau să mulțumesc la cei care nimijlocit lucrează pământul, la cei care seamănă, cei care îngrijesc plantele, cei care le recoltează, și, bineînțeles, celor care îi organizează, am în vedere specialiștii Direcției Agricultură Raionale, alte servicii desconcentrate în teritoriu care sunt, au atribuții cu agricultura. Vreau să mulțumesc conducătorul agenților economici care demonstrează că și raion Telenești sunt specialiști care pot să capite roade bogate. Să mulțumesc celor care iau parte la festivalul Cât e voi și voi e bună, care în timpul liber se adună la repetiții și fac ca folclorul, tradițiile noastre să fie păstrate, să fie dezvoltate. Și, bineînțeles, primarilor satelor și comunilor noastre care organizează viața în sate și care sunt prezenți astăzi aici. Așa este tradițional la poporul nostru când în timpuri bune și mai puțin bune se organizează la sfârșit de an după ce recoltează roada, la o masă bună să mai discute, să mai asculte un cântec, să mai cânte un cântec. De aceea noi, tradițional, în fiecare an combinăm aceste două sărbători.
Ziua Vinului, Ziua Oradei, cum o numim anul acesta, și Festivalul Regional Cântic Joc și Voie Bună. Eu încă o dată vreau să mulțumesc și prin adunarea noastră de astăzi demonstrăm lumii întregi că viața în Republica Moldova o întâlnești continuă, că la noi se seamănă pământul, la noi se cântă cântici, se joc nunți, în pofida tuturor greutăților. Așa a fost și așa va fi. Noi suntem un popor iubitor de țară, iubitor de tradiții și un popor care avem viitor. Eu vă felicit cu aceste două sărbători, vă doresc o zi bună în continuare și să ne întâlnim mulți, mulți ani înainte la așa sărbători. Mulțumim, domnule președinte! Un salut din partea Chișinăului adus de doamna Diana Dicusară, director general al Centrului Național de Creație Populară. Mulțumim mult, dragi tilineșteni, primit salutul de la Chișinău, din partea Ministerului Culturii, din partea Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. Vreau să vă zic, în această zi de sărbătoare, toată țara, pe parcursul lunii octombrie, a știut să-și aducă roada în expoziții. Dar nu fără noi, fără oamenii de cultură. Pe parcursul întregului an, lumea lucrează, dar totuși nu uităm de a sărbători. Vreau să vă felicit cu această sărbătoare frumoasă, bun augur la toată lumea, atât la cei care culeg roada, care și pentru cei care știu să ne aline sufletul, oamenii care cântă, oamenii care dansează, oamenii care prin mânuțele lor știu să meșteșugărească arta tradițională. O zi frumoasă în continuare și bun augur la toată lumea! Mulțumim mult, doamnă Dicusară, și câteva cuvinte șeful secției regionale Cultură, Tineret și Sport, Pavel Casian. Vă zic și eu bună ziua tuturor, la cei veniți la sărbătoarea de astăzi. A devenit deja o tradiție ca în contextul sărbătorii vinului și a roadei să organizăm și noi, să desfășurăm festivalul concurs regional cu un frumos generic cântec, joc și voie bună. În cadrul acestui festival vor evolua formații de diferit gen, așa precum sunt orchestre de muzică populară, formații de dans popular, formații folclorice, ansamblu vocal instrumentale, fanfare populare și altele. Am invitat și o formație de altă raion, cred eu că din anumite pricini obiective se reține, vor veni pe parcurs, dar oricum sărbătoare este sărbătoare. Deci nu ne rămâne să vă spunem tuturor o dispoziție cât mai bună la sărbătoarea de astăzi și, desigur, celor ce vor evolua în scenă, succese! Mulțumim, domnul Casian! Iată, deci, am depășit încă o perioadă sărbătorii, o etapă și următoarea este aceea. Invităm comisia care va aprecia toate bogățiile. Să fim cât mai concentrați, să lucrăm operativ, adică fără întârzieri, prezentarea în scenă și așa mai departe, ca să, într-un timp care avem limită, să izbutim cu toții. Deci, voi numi între timp componența juriului, Casian Pavel, șef secției Cultură, Tinere și Sport, președintele jurului, Diana Dicusară, director general al Centrului Național Creație Populară, membru de onoare al juriului, Chiperi Ion, specialist principal al secției Cultură, secretar, Griscu Ion, director artistic al Centrului de Cultură Tilenești, membru, Ursu Valentin, director școlii de muzică Barbu Lăutaru, oraș Tilenești, membru al jurului, Ilescu Elena, directorul muzeului...
televiziune să luăm noi fotografii. Thank you.